Cunoscut actor american, regizor și producător de film, James Brolin a venit pe lume pe 18 iulie 1940 sub numele de Craig Kenneth Bradderling și este artistul care în copilărie iubea animalele, construia avioane și era fascinat de filmele cu James Dean. Sprijinit de familie să devină actor, Brolin joacă în Bass Stop chiar înainte de a lua cursuri de actorie, iar treptat în cariera californianului se adună o importantă serie de filme, de televiziune și pentru marele ecran. Dintre producțiile cinematografice de anii 60 în care Brolin este distribuit, sunt de menționat titluri precum Take Her, She's Mine, Dear Brigitte sau Von Ryan's Express, iar dintre cele mai recente filme, cele de an 2015, figurează în filmografia americanului The Steps, The 33 sau Sisters. Do you believe it? All 33 of us. Say something. See you, old man. Up there. Dincolo de reputația creată prin cariera sa, James Brolin este cunoscut și ca fiind soțul Barbarei Streisand și tatăl actorului Josh Brolin. Actoria, așadar, este fără îndoială o meserie de familie pentru cei trei, iar Hollywoodul a profitat din plin de talentul lor. Pe de altă parte, nu se poate afirma că satisfacțiile profesionale ale celor trei nu au fost unele pe măsura prestației profesionale.